un eveniment, aș spune eu, provocator și extrem de, de interesant, pentru că noi așa, în ultimul timp, se vorbește mult despre tot felul de orientări, de abordări, de școli psihoterapeutice, despre traume, despre răni, despre violență, despre femei, dar mai puțin despre viața netrăită a bărbaților, despre rănile lor, și vom povesti despre cartea Misiunea interioară a bărbatului, ghidul practic ce te ajută să-ți înfrunți partea întunecată, să pui capăt autosabotării și să-ți descoperi libertatea, de Connor Beaton, în colecția Alter Ego a editurii Herald. Invitații noștri de astăzi: Alex Gavriliu, antreprenor, artist, mulți dintre voi și din cei care ne urmăresc și pe Facebook îi cunosc foarte bine activitatea și filmulețele. De asemenea, Alex are o activitate, aș spune eu, extrem de importantă, de relevantă pe Facebook, face niște postări cu niște texte senzaționale și nu exagerez cu absolut nimic, și îi mulțumesc pentru deschidere și pentru autenticitate și pentru vulnerabilitatea de care dă dovadă Alex. Ovidiu Young, un drag prieten și vechi prieten, life coach, terapeut holistic, certificat Theta Healing internațional. Liviu Elefterie, psiholog clinician, psihoterapeut, de asemenea un prieten drag, pe care unii dintre voi l-ați urmărit și la evenimentul de ieri pe relații de cuplu. Și nu în ultimul rând, o bucurie de a-l revedea după o perioadă lungă de pauză. Noi am făcut niște emisiuni frumoase la Radio Tananana. Alexandru Bușilă, psihoterapeut și, dacă nu mă înșel, inițiatorul și fondatorul cortului terapeutic. O acțiune cu totul și cu totul extraordinară. Așadar, autorul nostru de astăzi, cel pe care, a cărui carte o vedeți pe masă, Misiunea interioară a bărbatului, Connor Beaton, fondatorul alianței Men Talks, a creat un ghid practic și cuprinzător în care îi conduce pe bărbați într-un proces de conștientizare pentru a se confrunta cu aspectele mai puțin știute sau poate ascunse și respinse ale propriei persoane. Bineînțeles, acțiuni care sau aspecte care duc fie la autosabotaj, la anxietate, de ce nu, poate și la depresie. Alexandru, ești mai aproape de mine. Este una dintre puținele cărți care se referă, mă refer la peisajul editorial românesc, cele care au apărut traduse, în minte, bineînțeles că îmi vine o carte asociată celei pe care noi o prezentăm astăzi, și anume În umbra lui Saturn, despre rănirea și vindecarea bărbaților, a lui James Hollis, dar dintr-o perspectivă a școlii jungiene. Deci, revin, una dintre puținele cărți care se referă în mod specific la drumul către sine al bărbatului de autoregăsire, de autocunoaștere. Care ar fi câteva repere specifice ale acestei călătorii interioare a bărbatului, care nu sunt, să spunem, comune cu călătoria către sine a unei femei? Merge, microfonul merge, nu? Ai zis să-l țin mai drept ca să se audă. Exact. Mi-ai pus mie cea mai grea întrebare, îți mulțumesc frumos. Mă așteptam să-mi pui întrebarea, ce ai reținut tu din cartea asta? Eu pentru asta eram pregătit, dar acum o să răspund și la întrebarea ta, pentru că mi-a plăcut. Am citit cartea degeaba, da. Aproape degeaba, că am învățat niște lucruri noi. Mi-a plăcut modul în care autorul a amintit despre completitudine. Nu m-am gândit. Nu se aude? Eu mă aud. Tu nu mă auzi? Nu m-am gândit niciodată că... Cea mai puternic o am eu. Vrei să vorbesc mai puternic, Sorin? Bravo, 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 bravo.
Spuneam că nu m-am gândit niciodată din perspectiva asta de a fi complet. Și complet așa cum prezintă autorul, luându-ne după aia și trecându-ne prin toate umbrele părinților noștri, prin umbrele fostelor iubiri, relații, ceea ce mi-a dat o nouă perspectivă și chiar citind cartea am stat și m-am gândit, recunosc, n-am făcut toate exercițiile din carte încă, dar sunt foarte bune și le recomand, dar am stat și m-am gândit ce ar însemna să mă simt complet, întreg. Și asta, cred că asta am reținut eu dintr-o carte, mi-e place să, o să mai răspund și la alte întrebări, da? Dar îmi place să sintetizez, să pot să rețin că am citit într-o carte, scrisă de un autor deștept, că nu țin minte niciodată autorii și titlurile cărților, ideea asta de a fi complet. Nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare, dar dă și tu microfonul. Mulțumesc, mai departe. Da, mulțumesc, Alexandru. Liviu, care sunt cele mai mari provocări? Pentru că nu degeaba am amintit mai devreme de Hollis. Și noi am mai povestit despre secretele, cele 8 secrete ale bărbaților, despre cele 7 răni ale bărbaților. Care sunt cele mai mari provocări ale bărbatului contemporan în societatea actuală? În societatea de astăzi este vorba de un dezechilibru de informație a ce înseamnă să fii bărbat. Că mai acum ceva ani vorbeam de bărbat, era bărbatul care se ducea la muncă, venea acasă, iar soția trebuia să-i pună mâncarea frumos în față, să-i pună și o bere rece de la frigider și gata. Asta era datoria bărbatului, de a susține financiar și atât. Exact. În ziua de astăzi, ghiși ce, soția se duce și ea la muncă. Și ea face exact aceleași lucruri, doar că în momentul în care ajunge acasă, ea se ocupă în continuare de diferite lucruri de care bărbatul încă nu se ocupă. Și aici apare foarte des întrebarea, da, ok, și care mai este rolul meu? Unde trebuie eu să citesc, să-mi dau seama, bă, dar ce înseamnă să fii bărbat? Unde trebuie să spun da, unde trebuie să spun nu? Unde trebuie să suport durere și să mă înfrunt? Unde trebuie să mă îndepărtez de ea? Și toate lucrurile astea în ziua de astăzi au adus bărbatul într-un punct în care, ghiși ce, se duce într-o zonă de energie feminină, în care, nu zic că este rău în anumite momente să mergi în energie feminină, dar trebuie să fie un echilibru și pe baza unei informații de ce înseamnă bărbatul în ziua de astăzi. Cred că asta este cea mai mare dificultate și cea de-a doua dificultate este exact ce spuneam și mai devreme un pic, ideea asta de a te lupta cu fricile tale, de a-ți menține un cuvânt, de a fi demn, a avea o onoare. Lucrurile astea, dacă ne uităm la generațiile mai tinere, nu prea mai au o toleranță. Nu-mi place, am ieșit. Nu, mă doare un pic, am fugit. Exact. Nu mai era o vorbă că bunicul înainte repara radioul, noi acum îl aruncăm și luăm altul. Și același lucru facem poate și în relații. Exact. Mulțumesc mult, Liviu. Ovidiu, care sunt cele mai frecvente forme de autosabotaj cu care se confruntă bărbații? Păi, în primul rând, bărbații astăzi au uitat să aibă încredere în ei. Este cea mai seducătoare atitudine și doamnele și domnișoarele poate să confirme, cred, să vezi un bărbat care are încredere în el. Va atrage un bărbat care nu are încredere în el? Un bărbat rău, un bărbat care nu are ce să-ți furnizeze, nu-ți oferă siguranță, nu-ți oferă putere. E, aici este capcana în care astăzi pică bărbatul
și este atât de influențat de acest mediu, cum spuneai și tu mai devreme, în care nu mai se știe cine e bărbatul, ce trebuie să facă, cine e femeia, ce trebuie să facă, și în loc să se centreze în el, în energia lui, în energia strămoșilor, în cunoștințele pe care le are, el cade așa ca o frunză în vânt și se lasă cotropit de credințe, convingeri limitative, mesaje toxice din mediul, din societate, de femei, de unele femei care îi spun nu ești bun la aia, nu ești bun la aia, și cum a spus el, păi înainte nu trebuie să fiu bun decât la 3 chestii, acum trebuie să fiu la 1000, și în loc să se concentreze pe valorile lui, pe ceea ce are el mai bun, și fiecare dintre voi, bărbații care sunteți, știți că aveți anumite calități, concentrează-te pe ea. Asta este un lucru care dezechilibrează bărbatul în sine. Chiar dacă este multă informație, multă toxică, nu e peste tot ca aici cu cărți, cu știință și așa mai departe, tu trebuie să te concentrezi la tine ca om și să-ți aduci aminte pentru ce ai fost tu apreciat încă de mic, dar și în viața de adult și de o femeie care te-a plăcut, nu să te concentrezi doar pe lucrurile negative. Asta nu înseamnă că nu iei un feedback, dar una este să iei feedback, una este să te lași căzut de încrederea în sine. Mulțumim mult, Ovidiu. Cu drag. Doi, merge. Alex, aș porni întrebarea adresată ție de la textul pe care tu l-ai postat, dacă nu mă înșel, ieri sau alaltă ieri. Și deși recunosc că sunt texte lungi și trebuie să ai răbdare, dar la sfârșitul textului sau al fiecărui text ești recompensat cu substanța din acea informație. Această carte este o hartă pentru bărbații care doresc să exploreze întunericul din ei înșiși. Cumva să se întoarcă la relația cu tatăl, care de cele mai multe ori nouă ne lipsește, ori că ne lipsește pentru că nu mai este fizic și tânjim, poate după un sfat pe care nu l-am luat în considerare la 15-20 de ani, dar acum îl simțim. Eu o spun din proprie experiență, tata este decedat din 2000, câți ani sunt? 24 de ani, da? Poate când aveam mai multă nevoie de el, sau tatăl este absent pentru că nu te-a înțeles niciodată și nu a înțeles lecția empatiei, ce înseamnă să te pui în locul celuilalt și să-l înțelegi. Și atunci, cum învățăm noi ca bărbați să integrăm în propria noastră ființă acest întuneric, conceptul de a-ți înfrunta umbra sau întunericul? În primul rând îți mulțumesc pentru invitație. Pentru mine este un compliment să fiu aici și este o formă de apreciere și sunt foarte recunoscător și bucuros că mă aflu aici. Îți mulțumesc de asemenea pentru aprecieri referitor la textele mele. Chestia asta cu întunericul nu am înțeles-o foarte mult timp și îmi place foarte mult cum a început cartea asta, pentru că explică exact ce înseamnă umbră și ce înseamnă partea de întuneric a unei ființe. Până acum am auzit doar concepte de genul partea întunecată, umbra, alter ego, lucruri de genul ăsta, dar n-am înțeles exact ce. Chestia asta cu întunericul și cu integrarea întunericului, cred că vine în primul rând sau cel puțin în cazul meu personal, am început să mă uit în interior și să mă uit la lucrurile mai puțin plăcute, că într-un fel sau altul asta înseamnă umbra, înseamnă lucrurile pe care eu le ascund de mine însumi, lucrurile pe care eu le ascund de ceilalți, de societate, de partenera de cuplu, de familie, de mediul profesional, pentru că cumva am credința că nu sunt în regulă. Deci am credința că este o parte din mine care simt că nu este în regulă. Da? De multe ori este adevărat și anumite lucruri trebuie corectate, de multe ori am lucruri foarte bune și am descoperit lucruri foarte bune în interiorul meu, pe care le consideram negative și pe care le ascundeam, potențial, talente și multe alte lucruri. Cred că cel mai important, sau pentru mine cel mai important aspect aici, și trebuie să recunosc asta, am început să mă uit în interior în momentul în care lucrurile au mers prost.
am copilărit undeva la țară, într-o familie cu, na, cum e tradiția, cum e familia tradițională românească, cu mult conflict, cu mult abuz emoțional și verbal, ceartă în fiecare zi. Și am vrut să fiu bine. Am crezut că dacă o să fac un oarecare succes în lumea asta, o să fiu bine și o să fiu fericit. Însă nu s-a întâmplat așa. Am încercat să am relații frumoase și nu am reușit. Am încercat să am succes și nu am reușit, sau am reușit, dar nu am putut să mențin succesul pe termen lung. Și mi-am dat seama mai apoi că ceva, văzând alți oameni care au o viață mai bună, mai frumoasă totuși, am înțeles că este totuși, poate există ceva neregulă cu mine, poate e ceva la mine ce ar trebui văzut, cercetat, schimbat. Deci cumva de asta am început eu să scriu, să mă caut pe mine, să merg la terapie și să fac alte lucruri de rău, din foarte multă durere, din suferință și din rău. Și cred că de foarte multe ori ăsta este declanșatorul pentru care un om se uită la umbra lui, se uită în interior și începe să lucreze cu sine. Starea de rău, durerea. Nu cred că vine cineva și se apucă așa doar de pasiune, poate în... Cumva durerea pe care noi nu o identificăm, corect? Adică eu nu-mi dau seama de ce îmi este rău, dar simt că îmi este rău, simt că nu fac progres, simt că nu merg mai departe. Absolut, asta este absolut, foarte important. Absolut. Să ne dăm seama că de multe ori durerea nu reușim să o identificăm. De-abia în cabinete ne dăm seama de unde vine această durere. Dar noi o simțim. Și da, asta, asta da, ne duce către... Absolut de acord. Iar referitor la ce vorbeam mai devreme, de lupta asta a noastră a bărbaților, cred că ingredientul principal ca să putem face această lucrare, sau cel puțin în cazul meu, a fost în momentul în care durerea a devenit atât de mare încât mi-am permis să-mi accept fricile, să-mi accept neputința, lucru care contravine în mod direct cu ceea ce am fost învățat, că trebuie să fie un bărbat. Bărbat trebuie să fie neînfricat, un bărbat trebuie să aibă tot timpul o soluție, un bărbat trebuie să poată tot timpul să rezolve situația. Și în momentul în care suntem puși noi bărbații într-o situație în care chiar suntem neputincioși, pentru că sunt momente în care un bărbat poate fi îngenunchiat de viață, poate fi neputincios, poate avea zone în care nu se descurcă, atunci apare un mare conflict interior și ascunde acele zone. Se preface că totul este bine. Am pus o mască, am pus o soluție sau o soluție aparentă, că am rezolvat situația. Și cred că asta a fost, sau ăsta este... cum să-i spun eu, cred că ingredientul principal în lucrul ăsta cu sine, ca bărbat, cred că cea mai mare greutate este să permiți, să-ți permiți, cel puțin la mine asta a fost, să fiu vulnerabil și să accept că nu pot anumite lucruri, nu pot, am nevoie de ajutor, trebuie să caut, trebuie să cercetez, să dau cumva acel ego masculin în jurul căruia noi bărbații ne-am construit această identitate. Și exact cum spunea Liviu mai devreme, în acest moment e foarte greu pentru noi, ca bărbați, cel puțin pentru mine, eu am realizat că nu am avut modele masculine sănătoase. Nu am avut alți bărbați la care să mă raportez, să mă uit și să spun, uite, așa aș vrea să fiu și eu. Dar am avut, dar nu sănătoase. Am avut în anii 90 băieți care veneau din Germania și își luau BMW-uri și erau în fiecare seară cu altă fată, sărăcuță, care se ducea și ea cu un băiat care avea BMW și noi pentru că, și măcar la un restaurant bun, și noi pentru că nu eram țărași de la țară, nu aveam, și am spus, aia este, asta înseamnă să fii bărbat, asta înseamnă să ai putere, să ai BMW, să ai bani, să umbli cu mai multe femei, să faci una alta. Și am preluat, și foarte mulți dintre noi bărbații preluăm aceste stereotipuri de putere, dar acum descoper, după ani de zile de eșecuri, după ani de zile de durere, după ani de zile de, poate, de relații nasoale și cu multă suferință, descoper că nu asta înseamnă să fii bărbat, dar cum spunea Liviu mai devreme, nici nu știu sau nu am știut ce înseamnă să fii bărbat. E foarte greu, suntem într-o penurie de modele masculine sănătoase la care să ne raportăm și la care să învățăm. Mulțumesc, Alex. Cu drag. Alexandru. Connor Beaton, autorul cărții, vorbește, nu, îți promit că e ușoară întrebarea. Ușor, da. Vorbește despre mecanismele de coping, mecanismele de supraviețuire, mecanismele de apărare.
precum pornografia, drogurile și alcoolul. Noi am mai discutat cu alte ocazii și la Canal 33 și la Radio Tananana despre adicții. Iată, de data aceasta, despre adicțiile sau dependențele la care recurg bărbații pentru a atenua sau a anestezia acele emoții pe care nu le putem duce, pe care nu le putem conține. Cum explici legătura dintre aceste comportamente adictive și stresul, nesiguranța și anxietatea la bărbați? Ai avut dreptate, mi-a dat greu. Pun o întrebare retorică și plec de la BMW-ul din Germania, da, model, drept model. Ce-ar fi fost sau ce-ar fi bărbatul fără alcool, pornografie, fără toate aceste adicții? Nu ne mai rămânea nimic. Rămânea doar calea pe care noi o căutăm acum, unii dintre noi o mai caută, unii au găsit-o, aia care cred că au găsit-o se păcălesc. Și atunci, aceste adicții, așa cum bine spunea și autorul, ne-au fost utile o perioadă. Cred că a trebuit să existe această parte din viața unui bărbat, să sperăm că generațiile noi vor trece la următorul nivel, o să înlocuim aceste adicții cu comportamente sănătoase, cu mecanisme prin care să acceptăm vulnerabilitatea, să acceptăm să spunem nu știu, să acceptăm să spunem nu pot, să acceptăm să fim pe locul 2, pe locul 3, pe locul 10, și cu toate astea să rămânem masculi. Mă întrebai ce legătură este între adicții și stres și anxietate. Păi, stresul, anxietatea cer niște medicamente. Și cele mai la îndemână medicamente cu ghilimelele de rigoare, astea sunt. Tot ce înseamnă adicție. Și aici aș vrea să măresc puțin aria de discuție, pentru că oamenii se gândesc automat, când spunem adicție, la droguri, fumat, alcool. Există adicție și de sex, și de sport, și de muncă, și de, muncă, și de mâncat sănătos. Da? Devine o adicție. Și atunci, da, e important să aflăm care este misiunea interioară a bărbatului, care sunt formele prin care să aflăm, de fapt să facem lumină în întunericul creat de umbrele din viața noastră și să conștientizăm că prea mult bine ne va duce într-o altă extremă. Deja energia masculină pleacă așa într-o extremă, nu vreau să o comentez, dar cel puțin asta este opinia mea. Tot ce înseamnă extremă creează o dereglare. Acea dereglare va cere un medicament. Și în continuare vom alege medicamentele cele mai la îndemână. Bunica mea mi-a dat așa niște lecții simple. Mănâncă, dar nu mânca tot. Bea, dar nu bea tot. Du-te la fotbal, dar n-alerga până leșin, că mă păcălea că mi s-a prins plămânii dacă beau. Da? Și atunci n-am înțeles când eram copil, n-am înțeles. Dacă mi-e foame, mănânc tot. Dacă mi-e sete, beau o găleată de apă. Bere. Dar crescând și lovindu-mă de umbrele despre care vorbim și umbrele autorului, capătă din ce în ce mai mult sens. Închei cu ceea ce am început. Ce am fi fost dacă n-ar fi existat aceste adicții ușoare? Poate că așa a fost să fie. Să trecem prin ele, să ne uităm la BMW-uri pe care alții le au și noi nu. Că m-am uitat și eu la Renault Laguna, recunosc. Dar și astea au făcut parte, sunt niște cărămizi sau niște goluri de cărămizi pe care noi avem ocazia acum să le umplem și nu cu adicții. Mulțumesc, Alex. Liviu. Da. Ce aș mai vrea să mai spun despre adicții este că acel comportament
este un comportament perfect normal al adicției la o situație anormală. Trebuie să înțelegem că în spatele oricărei adicții există traume. Traumele nu neapărat conduc la adicții, dar adicțiile întotdeauna au traume în spate. Și aici în carte e foarte frumos spus că nu este vorba că ne victimizăm, ci victimizarea este un comportament normal care chiar a funcționat în trecut când noi am fost atacați. Ovidiu, cum ai descrie conceptul prezentat de autor, conceptul de misiune interioară a bărbatului, pe care, iată, Connor Beaton îl prezintă în carte? Înainte de asta, însă, zic și eu ceva despre adicție, foarte simplu, și eu vă sugerez să aveți o adicție care nu o să vă facă rău. Adicția de iubire. Dacă vreți să vă aduceți împreună, să fiți în relații, voi cu voi bine și cu ceilalți, mergeți pe mâna mea, nu e nicio traumă în spate, și dacă e, nu contează. Așa. Bun. Deci, conceptul acesta de misiune interioară a bărbatului. În primul rând, cartea este foarte completă, mi se pare mie. Mergem de la misiune interioară, avem parte de spiritualitate, avem parte de pornografie, deci luați-o și citiți-o, cumpărați-o pe bune, fie că sunteți bărbat, fie că sunteți femeie. Pentru că o să înțelegeți mai mult din lumea bărbatului. Nu trebuie să cumpere cartea asta doar bărbați. Și voi, femeile, ca să înțelegeți, să vorbiți pe limba lor și să înțelegeți ceea ce este în spate. Pentru că, în fund, misiunea interioară a bărbatului, dacă ne uităm astăzi, s-ar putea să vi se pară mică. Misiunea interioară a bărbatului astăzi a ajuns să reînvețe să fie bărbat. Sunteți de acord cu mine? Adică, gândiți-vă că această misiune a bărbatului, de a fi vulnerabil, de a fi puternic, de a se uita la mașini, de a-și înțelege traumele, este un tot, dar care te definește pe tine în final ca individualitate pe baza experiențelor tale. Ce vreau să spun cu asta? Este că tu, ca bărbat, poți să-ți definești propria ta misiune, dar nu poți să-ți definești o misiune fără să iei, de exemplu, cartea asta și să știi cine ești ca bărbat. E imposibil. Pentru că asta înseamnă că nu ți accepți anumite părți din tine. Și autorul asta ne îndeamnă. Domne, acceptă, domne, a fost o etapă. Am făcut aia. Vorbește acolo de consecințele adicțiilor, de frici, de cum ați vorbit de victimizare. Scrie în carte cum să scapi de beneficiile victimizării. Și atunci această carte îți dă și soluție, dar îți dă o soluție ca tu singur să te definești pe tine. Dar exact, și ne întoarcem, astăzi misiunea interioară a bărbatului, din punctul meu de vedere, este și bine și din punctul autorului de vedere, dacă o să citiți cartea, este să te definești tu ca bărbat, să te accepți și să manifesti masculinitatea, care masculinitatea este o atitudine, cumva într-o parte oarecum opusă sau mai degrabă complementară cu atitudinea feminină, pentru ca tu să te desăvârșești pe tine și spiritual și fizic și să poți să ai și relații sănătoase cu tine și cu ceilalți. Pentru că ai pomenit de... chiar e dedicat un capitol sau un subcapitol din carte acestui aspect, victimizarea. Aș vrea să-l întreb pe Alex, pentru că o altă problemă, hai să spunem importantă, pe care autorul o aduce în lumină, este victimizarea în rândul bărbaților. Cum o scoatem la lumină și cum o eradicăm? Pentru că mi-a plăcut că mai devreme povesteai despre neputință. Să recunosc și să nu fie nici frică că voi fi judecat și etichetat, mai ales în relațiile cu femeile, cu partenera de cuplu, că sunt slab sau că nu sunt, cum spunea Ovidiu, că nu ești în stare, că nu ești bun de nimic, da? Sau că ți se mai spune în critică, în critica de cuplu, iar te plângi. Eu cel puțin am auzit-o, aolă, iar te plângi. Și am zis, bun, dar cum e cu plânsul ăsta? Adică orice aș spune, ceva cu care eu simt că sunt într-un conflict, că nu sunt eu, că nu sunt autentic, asta înseamnă că mă plâng?
Exact ca și chestia cu băieții, nu au voie să plângă niciodată, nu au voie să-și exprime emoțiile. Tu ești băiat mare, e rușine. Pă cine mai vezi tu că mai plânge? Doar fetițele au dreptul de a plânge. În primul rând vreau să clarific din bitul celălalt de, pe care ce am spus mai devreme, că BMW-ul e o mașină bună și o recomand. Nu e nicio problemă cu BMW-ul, e foarte bine de avut un BMW, e minunat să aveți și să vă puneți în dream board BMW-uri. Ideea de la care am plecat când mă gândeam eu, când eram mai mic și vreau să-mi iau un BMW și ce credeam eu că îmi va rezolva sau cum credeam eu că îmi va crește mie valoarea o mașină, acolo de fapt era neînțelegerea mea. Vis-a-vis de victimizare, eu personal mi-am permis în procesul ăsta din ultimii ani de lucru cu sine să mă victimizez foarte mult în anumite momente. Am scris foarte mult în jurnal și m-am plâns. M-am plâns și la terapie, m-am plâns și în jurnal. Am văzut și m-am observat cumva din exterior și am văzut că în anumite momente chiar mă victimizam și chiar eram o victimă și mi-am permis să fiu o victimă în anumite momente, pentru că aia era ceea ce aveam eu în momentul ăla nevoie. Și pe mine personal lucrul ăsta m-a ajutat, pentru că am consumat doza aia de victimizare de care aveam nevoie, mi-am permis să mă plâng, să mă tăvălesc pe jos, să scriu că lumea este nedreaptă și numai mie mi se întâmplă toate nebuniile, cu toate că cu un ochi critic, în conștiința mea, vedem că nu e adevărat ceea ce scriu sau ceea ce spun sau ceea ce îmi asum. Dar mi-am permis totuși să fiu un fals, să fiu o minciună, pentru că aveam nevoie în acel moment. Aveam nevoie să mă plâng. Și pentru mine a fost vindecător, pentru că plecând tot de la conceptele astea despre ce înseamnă a fi masculin, feminin, nu este permis unui bărbat să se plângă, să își arate neputința, să fie îngrijorat. De aceea noi internalizăm aceste procese de foarte multe ori și creăm o lume bogată, întunecată, foarte vastă și de multe ori părem misterioși sau inabordabili când de fapt suntem prăjiți pe interior. De-aia foarte multe femei sunt atrase poate de niște bărbați care par misterioși, sunt evitanți, stau deoparte, nu vorbesc despre ei, mamă ce interesante tipul, de fapt e greu accesibil. Da, greu. Tipul e măcinat, săracul, de probleme. Crede că dacă nu are BMW nu e destul de valoros ca bărbat, crede că nu merită femeia care este în fața la date și așa mai departe. Iar vis-a-vis de atitudinea pe care au femeile față de victimizare sau față de neputințele bărbaților, cred că este o chestie culturală. Cum am auzit și noi de băieței, de mici copii, așa au auzit și ele de fetițe, fiind mici, au crescut cu aceste concepte și cu aceste cutume, că un bărbat care se plânge, un bărbat neputincios, un bărbat care plânge fizic, pur și simplu, căruia îi cur lacrimi pe obraz, este un bărbat slab. Și nu e dezirabil pentru o relație. Exact, nu e dezirabil pentru că nu te poți baza pe el, este slab și așa mai departe. De aceea, unei femei este foarte greu să se deschidă și să conțină emoțiile unui bărbat, pentru că și în interiorul ei se creează această dualitate. Spune, eu țin la omul ăsta, înțeleg pe de-o parte că e normal că plânge sau că are neputințe, dar ce fac cu partea cealaltă, cu credința cealaltă pe care o am și cred în ea, pentru că așa am auzit din totdeauna că un bărbat care e neputincios sau care plânge este un bărbat slab, nu mă pot baza pe ăsta. Deci cumva, în esență, din ce am descoperit eu din lucru cu sine în primul rând și vorbim cu prieteni, cu oameni cu care mai lucrez și așa mai departe, am observat un lucru, că în esență nu suntem atât de diferiți bărbați și femei. Avem niște nevoi de bază, cumva comune, principalele. Să fim auziți, să fim văzuți, să ne putem exprima, să putem să ne arătăm așa cum suntem, să fim iubiți așa cum suntem, să ne putem exprima. Și, din păcate, partea asta care se află mai mult în umbra bărbatului, că își ascunde neputințele, este așa, da? S-a dezvoltat în felul ăsta, pentru că femeilor le s-a permis. E ok ca femeie să fii tristă, e ok ca femeie să plângi și atunci... Bun, aici, legat de victimizare și de faptul că te vaiți. De fapt, el nu se vaită, pentru că el deja este într-o relație de cuplu, el comunică. Acum că receptorul
adică soția lui consideră că se vaită, asta e o chestie poate de nuanță undeva. Dar într-adevăr trebuie să înțelegem că nu este seducător ca bărbat la un prim date să mă apuc să mă plâng. Evident asta, adică să separăm puțin lucrurile, de asta am vrut să spun, pentru că un bărbat care se plânge, el de fapt își strigă o durere, o nemulțumire. Din contră, el vrea să se plânge că vrea să rezolve ceva, dar poate că n-are urechi doamna să-l audă sau nu mai vrea să-l audă, nu știm ce este acolo. Dar, într-adevăr, exact cum ai spus, o femeie zice, da, e normal să plângă, dar știi ceva, I don't give a fuck, nu-mi place. Nu trebuie, că vreau altceva. Asta este o chestie interioară care ține de seducție. Însă în cadrul cuplului, comunica absolut necesară și să și acceptă și plânsul și voicăreala și cum vreți voi să-i mai spuneți. Mulțumim, Ovidiu. Alexandru, autorul cărții este cunoscut foarte mult și pentru această alianță a bărbaților pe care a fondat-o și la care au aderat mulți bărbați. Și putem și noi în varianta online. Cât de importantă, și asta am văzut, mai ales pe rețelele de socializare în ultimii ani, să spunem. Și ți-am pus această întrebare pentru că fac o paralelă cu cortul terapeutic. Cât de importantă este evoluția în grup a unui bărbat? Avem nevoie, să spunem, de această frăție despre care vorbește autorul? Noi știm că în Evul Mediu și în Antichitate și în Evul Mediu existau tot felul de frății cavalerești, existau ordine unde exista loialitate între cavaleri, da? Își dădeau viața unul pentru celălalt. Și acum, apropo de lipsa modelelor despre care vorbea Alex mai devreme, este utilă o astfel de frăție? Este bine ca un bărbat, să spunem, în procesul lui de autocunoaștere, de vindecare, poate într-un proces terapeutic, că ai văzut în practica de cabinet, e utilă această frăție? Are nevoie bărbatul contemporan și de susținerea altor bărbați atunci când tatăl lipsește, să spunem, din viața lui? Mulțumesc, mi-ai dat ușor. Mi-a dat ușor pentru că ceea ce mă definește pe mine ca bărbat se datorează, dincolo de procentul pe care îl atribui părinților, bunicilor, profesorilor, se datorează haitei mele. Haitei mele care, pe care am numit-o și chiar există un grup pe WhatsApp, Milionarii de la Loto. Nu jucăm niciunul. Dar așa ne-am numit noi, Milionarii de la Loto. Și acolo sunt prietenii mei de 35 de ani. Prieteni, membri ai haitei, moldoveni, cum le spun eu, care m-au crescut. Și m-aș bucura, dar cred cu tărie, de fapt, că și ei, dacă ar vorbi despre această haită, ar spune același lucru, că ne-am crescut unii pe alții. Într-adevăr, n-am fost generații diferite, am fost aceeași generație, plus minus 2 ani, dar am reușit totuși să ne ținem unul pe celălalt pe autostradă, că o mai luăm mai la stânga, mai la dreapta. Asta este unul dintre argumentele că haita, dacă tot ai numit-o așa, este foarte importantă, mai ales în ceea ce privește un bărbat. Un alt argument, și ai făcut o legătura cu cortul terapeutic, și acolo este o haită și acolo este un grup în care, uite, în ultima vreme, pentru că avem colege noi în echipă, învăț să fiu bărbat, încă mai învăț să fiu bărbat, de la colegele noi care vin și deschid alte probleme pe care doamnele cu care m-am întâlnit eu de-a lungul vieții nu le aveau sau nu le puneau și descoper alte umbre de ale mele. Și tot despre haită, ca să-ți aduc trei argumente ca în jurnalism, acum 2 ani de zile cu dragul meu coleg Lucian Negoiță, la o apă plată pe șezlong în Vama Veche, era bere, ne-am pus întrebarea cum ar fi să facem un grup noi pentru noi, psihoterapeuții, și să
să ne susținem. Este un grup de, efectiv de, de susținere. Ghici, care a fost numele inițial al acestui grup? Haita psihoterapeuților. L-am schimbat, acum se numește Comunitatea Noi pentru Noi. Dar ca să răspund și pe scurt la, la întrebarea ta, mi se pare esențial, noi suntem ființe sociabile. Noi, bărbații și, și femeile totodată, dar avem nevoie de feedback. Avem nevoie să fim înconjurați de oameni care să ne dea feedback, la unii să ne uităm în sus și să zicem aș vrea să eu să ajung așa, la unii să ne uităm în jos, poate să-i ajutăm, să-i ridicăm sau să fie un etalon foarte clar, așa nu. Avem nevoie. Avem nevoie și de soare, avem nevoie și de lună. Și de haită. Și am încheiat. Mulțumesc, Alex, pentru că tot l-ai pomenit, l-ai invocat aici pe Lucian Negoiță. De altfel, eu mi-am dorit și l-am și invitat la lansare, la eveniment, să fie alături de noi și să vorbească, pentru că îi trimisesem această carte. Era și bucuria de a ne revedea și, uite, de a-l conecta pe Lucian, mai ales cu tine și cu finul lui, cu Liviu. Așa, mă bucură chestia asta foarte mult, să crezi conexiune între oameni. Și Lucian ar fi fost extraordinar, dar este plecat, dacă nu mă înșel, cu școala de vară, școala psihoterapeuților la Constanța, dar el ne-a transmis salutări. Liviu, cum îi poate ajuta această carte pe bărbații care se confruntă cu tot felul de provocări personale? Pentru că cartea, cum spuneam puțin mai devreme, este și un, este și o autoconfesiune. El spune niște lucruri foarte dure pe care el le-a trăit, un om având, exact cum povesteam înainte de a începe discuția noastră cu Alex, om care avea totul, nu-i lipsea absolut nimic, da? Și cu toate astea a căzut în patima anumitor dependențe, anumitor adicții. Și câteodată ne punem și noi această întrebare, mai ales când vedem cultura cinematografică de la Hollywood cu foarte mulți actori sau cântăreți de succes, cu foarte mulți bani, cu proprietăți, cu case, fiecare ce-și dorește, unii cât mai multe femei, relații, da? Nu contează, mașini și așa mai departe, și ajung la un soi de gol, de vid, nu își găsesc traiectoria, nu își găsesc călătoria, calea, drumul, orice ar avea ce vine ca motivație exterioară, din exterior, pentru că ei nu sunt centrați pe interior, duce, bineînțeles, invariabil la anxietate, la frică, la nesiguranță, la depresie. Păi, aș începe cu ceva ce ai spus tu acum, cum că această carte este o confesiune. Confesiunea ce înseamnă? Înseamnă că eu împărtășesc din lucrurile pe care eu vreau să le ascund și am încredere că nu voi fi rănit. Vorbeam mai devreme de cavaleri și de grupuri de bărbați care au încredere unul în altul. Cam despre asta este vorba. Să pot să discut niște lucruri la care știu că nu voi fi judecat, că, domne, că am plâns, nu vor fi din frații mei care vor spune plângi ca o fetiță. Nu. Iar aceste grupuri în care noi avem curajul, ce înseamnă? Că curajul, trebuie să înțelegem ce este curajul. Curajul nu înseamnă absența fricii. Curajul este înfruntarea fricii. Fără frică nu există, nu poate să existe curaj. Și atunci, dacă eu devin și curajos și împărtășesc cu mine, cu oamenii, lucruri pe care eu le-am ținut ascunse, atunci, din perspectiva mea, devin cu adevărat puternic. Ovidiu, pentru că tu, în activitatea ta, te ocupi în egală măsură și
de lucru, să spunem, cu femeile, dar și cu bărbații, bineînțeles și relații de cuplu, și noi am mai povestit în cu alte ocazii despre acest lucru. De ce au, să spunem, probleme în ziua de astăzi bărbații în relația de cuplu? De ce le este poate frică de angajamente, de responsabilități? Există chiar un concept, ajută-mă, Liviu, un concept psihologic, acela când vine la un date, hai, două, trei, și după care dispare ca măgarul în ceață. Păi este frică de implicare emoțională. Este frică de implicare emoțională. Ghosting. Te frică... Ghostingul, acum am adus aminte. De ghosting, da. Ghosting e când apar și dispari. Exact asta se întâmplă. Deci deja e un fenomen, acest ghosting. Și creează și traumă în celălalt, că nu înțelege. Dar de ce a plecat? Dar ce s-a întâmplat? Așa, ce am făcut? Că vin mulți la cabinet. Da, exact, sunt greșit. Și atunci... bărbatul se ferește să se lipească, să se implice, să-și asume un engagement, un angajament pe care poate altă dată, cum a spus mai devreme, nu l-a avut. Și se mai teme bărbatul, trebuie să spunem și asta, evident nu generalizăm, sunt cazuri și cazuri, se teme bărbatul de femeia bărbat. Și am spus-o elegant. Pentru că dacă tu, femeie, ești bărbat și suplinești tot ceea ce aș putea să fac eu, bărbatul nu-și mai înțelege rolul. O să spuneți voi, dar ce are dragul ăsta, nu e capabil să... Păi nu e că nu știe unde să se ducă, nu știe ce să facă. Adică nu-și mai înțelege utilitatea. Sigur că un bărbat mai evoluat, eventual și spiritual, își va înțelege utilitatea, că am spus mai devreme de adicția numită iubire pe care vă recomand. Însă, nu mai are spațiu, nu mai înțelege de ce să fie acolo. Pentru că o femeie modernă, independentă, chiar și financiar, ceea ce vă doresc și susțin, dacă nu reușește să rămână în energie feminină, dacă nu reușește să facă un bărbat să se simtă și el la rândul lui bărbat și ea doar așteaptă niște lucruri în această ere modernă, atunci bărbatul rămâne fără obiectul muncii. Și atunci, ce s-a mai întâmplat acum este că s-au învățat și bărbații, aici e un cerc vicios, nu contează care pe care, că întâi bărbatul sau femeia sau găina. Dar s-a învățat și bărbatul să stea confortabil. Dar nu sunt și bărbați care sunt întreținuți. Dar nu sunt bărbați care preferă să nu mai muncească. Dar nu sunt bărbați care intră 2 ani de zile în concediu de maternitate. Apropo, zice maternitatea în continuare, atenție. Să cred. Da, sau paternitate. Dar n-ar trebui să fie doar maternitate. E bine, sigur că această evoluție pe care eu o îmbrățișez, o accept, n-am nicio problemă cu ea, a dus la bulversarea minții masculine, care ea este logică, cu sens și nu-i mai face sens. Și așa cum femeia spune, unele femei spun, dar ce nevoie am eu de bărbat? Și bărbatul a ajuns să spună, dar ce nevoie am eu de femei? Când avem un capitol despre pornografie și astăzi să vezi o femeie, chiar o vedetă, în toată splendoarea ei, costă, dacă nu știți, $4. Se numește OnlyFans. Dacă nu știți, intrați. Așa. Și atunci, dacă și nevoia sexuală, iată, s-a suprimat, dacă pot și eu să-mi comand mâncare și așa mai departe, ca să ne ducem mai în zona trecută sau primitivă, societatea a creat această lipsă de nevoie. Adică tu ai senzația, femeie, că n-ai nevoie de bărbat și tu, bărbat, ai senzația că n-ai nevoie de femeie. E o pseudo-credință, adică este o credință falsă. Pentru că noi, bărbații, și cu femeile și închei, ne unim, în creier, de fapt, suntem foarte diferiți, dar ne unim în două puncte și atât, în inimă și în sex. Mulțumim, Ovidiu. Și ultima întrebare cu care încheiem acest eveniment, adresată lui Alex. Ce rol joacă vulnerabilitatea în procesul de dezvoltare al bărbatului, descris de autor? Mulțumesc pentru întrebare. Eu cred că pot să spun din perspectiva mea ce rol a jucat vulnerabilitatea în procesul meu de vindecare, în care mă aflu, și de autocunoaștere. În primul rând, vulnerabilitatea este un termen super uzitat acum, e la modă,
Dar vulnerabilitatea înseamnă de fapt adevăr. Înseamnă ceea ce este. Când sunt vulnerabil, arăt ceea ce este. Adică nu mai sunt mincinos. Pentru că opusul este să mint, să ascund lucruri. Dacă sunt vulnerabil, sunt deschis și arăt ceea ce este de fapt. Și când arăt ceea ce este de fapt, ceea ce am observat este că și ceilalți oameni cărora eu mă arăt, se simt și ei încurajați să se arate și ei. Și atunci când se arată și ei puțin, mă simt și eu mai mult încurajat să mă mai arăt și eu puțin mai mult și apoi și ei puțin mai mult. Și intrăm într-o spirală dintre asta pozitivă în care începem să fim din ce în ce mai autentici unii față de ceilalți. Eu încep să devin mai autentic față de prietenii mei, față de iubita mea, față de familia mea, față de oamenii cu care lucrez și ei se simt încurajați să o facă. Pentru că noi de ce am ascuns anumite lucruri, sau eu cel puțin de ce am ascuns anumite lucruri, pentru că am fost pedepsit pentru ceea ce era adevărat. Am fost pedepsit pentru ceea ce, pedepsit într-o formă sau alta, criticat, ridiculizat, pedepsit și așa mai departe. Deci am avut de suferit pentru că am fost real vulnerabil. Când am fost copil, nu știam să mint, nu știam să ascund lucruri, nu știam să fiu altfel decât un om vulnerabil. Și am fost învățat, am fost dresat și am înțeles că anumite părți din mine nu sunt ok și trebuie să le ascund. Și am trăit toată viața mea în frică. În frică că sunt niște bucăți din mine pe care trebuie să le țin separat, trebuie să le țin deoparte, pentru că dacă le arăt o să am de pierdut. Și când încep să arăt aceste bucăți, la început cu foarte mare frică și cu puțin curaj, și apoi din ce în ce mai mult curaj și mai puțină frică, se deschid și oamenii în jurul meu și atunci pot să am niște relații reale și autentice. Pot să comunic cu un om de la adevăr la adevăr. Pot să am o relație cu un om de la ce este el, de la ce sunt eu, la ce este el. Dacă nu am o relație de la mască la mască, am o relație de la ce mi-am construit eu aici. De la rol la rol. Exact, cu ce ți-ai construit și tu acolo și ne conectăm într-un desen animat și avem small talk, vorbim de Mickey Mouse și de ce am mai apărut la cinema, dar ce avem aici nu știe nimeni și de fapt nu avem niciun fel de conexiune. Deci mi se pare cumva piatra de căpătâi asta, adevărul. Cum pot să vindec ceva sau cum pot să repar ceva dacă nu văd adevărul? Cum pot să repar o mașină dacă mă duc la service și evit să mă uit acolo unde se aude zgomotul ăla ciudat? Da, mă uit peste tot, cred că e aici, dar aud zgomotul ăla care bate la roata din spate, dar numai acolo nu mă uit. Ăla nu mă uit, dar iau la pilă puțin farul din stânga și roata s-ar bucăți din ea pe autostradă. Și mai zice și noi, vezi că s-ar bucăți din cauciuc. Deci cred că e adevărul, vulnerabilitatea, să arăt ceea ce e și cultivarea curajului în sensul ăsta este cel mai important lucru în procesul ăsta de autocunoaștere, fie că ești bărbat, fie că ești femeie. Nu cred că are importanță. Mulțumesc! Dacă îmi permiți, o să continui un pic ideea de vulnerabilitate și de ce toți terapeuții vorbesc ei despre vulnerabilitate, că trebuie să fii vulnerabil, că trebuie să arăți vulnerabilitate, autentic. Toate lucrurile astea, adică ce înseamnă vulnerabilitate? Vulnerabilitate, de ce avem nevoie? Pentru că noi fiind niște ființe sociale, noi putem să stăm în grupuri în care noi ne identificăm cu grupul. Eu nu pot să stau într-un grup în care nu mă identific. Și atunci dacă eu nu dau voie să-mi arăt părți din mine, nimeni nu se poate conecta cu mine. Exact cum spuneam și ieri, vulnerabilitatea este singurul pod către intimitate. Adică în momentul în care eu te văd pe tine și îți văd vulnerabilitatea și îmi dau voie să-mi arăt și eu vulnerabilitatea și vulnerabilitățile noastre seamănă, atunci putem să fim un grup și putem să ne conectăm. Și o să mai fac o mică precizare. Sunt sigur că colegul meu spune, în momentul în care vorbește de adicție, de iubire, este mai mult o metaforă. Pentru că orice formă de adicție este o extremă și orice formă de comportament extrem este toxic.
Așa este. Mențiunea că mențin doza, adică am dat o doză mai mare, că adicție înseamnă prea mult, logic, dar am dat această doză mai mare ca să echilibrez lipsa de iubire care există astăzi. Exact, exact, exact. Mulțumim mult, Ovidiu, și iată cei patru cavaleri ai Apocalipsei au terminat în mod apoteotic și foarte frumos. Alex Gavriliu, mulțumim, Ovidiu Young, Liviu Eleftelie, Alexandru, le mulțumim, Bușilă, le mulțumim foarte mult că au fost alături de noi și că, iată, ne-au împărtășit atât din experiențele proprii, cât și din experiențele de cabinet, sau, în cazul lui Alex, din experiențele personale. Vă recomand să-l urmăriți, de altfel și pe Ovidiu, să-i urmăriți pe rețelele de socializare, pentru că au lucruri foarte importante de spus. Închei cu recomandarea pe care au făcut-o și invitații noștri de a citi această minunată carte, Misiunea interioară a bărbatului, și vă așteptăm la următorul eveniment, care aș face, așa cum spuneai tu, Liviu, o punte. Este un eveniment în care vom vorbi și mi-aș dori, cred că în 15 minute, să rămâneți alături de noi, pentru că are legătură cumva cu și cu misiunea bărbatului, dar și cu căutările lui. Este vorba despre două cărți despre rușine. În spațiu public se vorbește puțin despre rușine și de cele mai multe ori și bărbatul. Cum? Pentru că ne este rușine. Așa. Și bărbatul, iată, și asta este o provocare, da? Rușinea în ziua de astăzi. Așadar, vă așteptăm în continuare la standul editurii Herald și vă mulțumesc că ați fost alături de noi.